Salut, băieții, și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată, FIFA 19, Draft spre Glorie. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, ca să încercăm să ajungem la peste 600 de like-uri. Ar fi absolut genial. În acest draft o să lăsăm AI-ul, robotul din FIFA 19, să ne aleagă singur echipa. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive, cea mai bună calitate, tricouri, geci, traininguri, mici de fotbal, ghete de fotbal, Adidas, argol.com/ro, link-ul e în descriere, ai 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Haide să vedem, în primul rând, formația pe care o să o folosim și voi lăsați comentariu mai jos. Spuneți-mi, băieții, bineînțeles, ce alte challenge-uri ați vrea să mai fac. Ok, formația o luăm noi, 4-1-4-5-1, tag 5-2-1-2, 4-1-4-1, 4-4-2 holding, 4-5-1, 4-5-1 attack, pare cam cea mai ok, să zic așa. Ok, hai să alegem capitanul. Mertens, Fekir, Matic. Hai Mertens să fie. Și acum butonul magic. Complete my squad. Prima dată în istoria acestui draft când se întâmplă asta. No, ce. Maradona 98, bun. Un Sterling ce... Of, 86 rating și 66 chemistry. Și acum începe războiul. Încercăm să îi rezolvăm cumva pe băieța și ăștia. Fundașii n-au nicio treabă. E belea la fundași. Lindelof, Neuer în poartă. Ce fundaș avem? Avem Lindelof. Ce mai avem? Fundaș stânga din IE, francez, Everton. Bun. Parcă se mai leagă un pic așa. 69. Ben Yedder atacant. Îl prefer totuși pe Ben Yedder. Cruzul ăsta e bun, însă are 3... Stai așa, o viță. Nu fi el rapid, dar vezi că are 4-4? Stai așa că nu e așa. Bă, și un Kepa acolo în locul lui Neuer pentru chemistry. 78. Bun, așa mai zic și eu. Putem cumva să mai creștem. Mertens, Taliafico, Gnoc. Băieți, cam asta e tot ce am reușit să salvez aici. Uite, măcar am adus partea asta centrală și stânga în full cam. Îl avem pe Mertens, pe Nainggolan, pe Perisic, pe Maradona și pe Barella în 9 sau 10 chemistry. Apărarea cam așa arată. Mai avem și al fundaș central, asta e puțin. 52 pe numersi, un CDM pe aici. Taliafico ăsta ar fi mers bombiță, mă, dar nu. Poate super sub. Ăsta are Hermoso, are pace și drept. Da, cam slăbuț la defending și la physical. Oricum, 88, ținând cont că a fost un draft total random. Eu zic că e super bine. Francezul ăsta niciun 89, 90, 91, 88, 91 cu Rafa Benitez. Primul adversar, 4-2-2-2, 92 la chemistry, Totti Ronaldo, 94 Nenei, Totti Varan, 93 Ramos. Avem o echipă modestă. Aș fi foarte mulțumit ca să fiu sincer să câștigăm două meciuri. Două meciuri câștigăm, aș fi super mulțumit. Hai să vă arăt și ce modificări o să fac eu după minutul 1. Cât are pace Barella asta? 94-91. Să-l punem aici pe Barella. Mertens, Marusic. Gagiu ăsta iese afară și jucăm unde ești tu, Cruze. Cruze aici. Băi, și ăsta arată foarte bine, știi? Bam, bam, nu știu cum are, 4-4. Ia să-l jucăm noi pe ăsta. L-aș scoate pe Barella și-aș juca așa. Scuze, Maradona trebuie schimbat. Așa, Onyekuru, Cruze. Cam ăsta e primul nostru 11. Hai să vedem cum ne descurcăm. Haide, Cruze. Op! Trecem frumos, pasă în fața porții și gol 1-0. Super început de partidă, super. Ce a făcut Cruze acolo, Team of the Year Varan, frate? Două fake shot-uri după aceea, o crocheta, pasă în fața porții. Super finalizare.
Asta e bună pentru Perisic. Maradona din prima. Maradona, mai zice ceva de șutul ăsta. Diego Armando Maradona, minutul 8, 2-0. Ce bombă! Ce bombă, frate! Zbang! Oh, ce efect a luat! Maradona din nou. Maradona. Maradona și e 3-0 minutul 11. Ce bine! Superbă fază. Dar iese portarul. Ce bine construisem. Frumos aici. Încă una, frate. Încă una. 4-0. Bun cruz ăsta la finalizare. Maradona, Maradona, l-a zăpăcit Maradona, e 5-0, minutul 32. L-a zăpăcit Maradona, Diego Armando Maradona și rage quit. Mergem în sferturile de finală. Obiectivul, v-am zis, semifinalele, bineînțeles, noi dăm totul. Să câștigăm draftul. Dacă obiectiv, aș fi mulțumit la ce challenge avem acum să prindem o semifinală. Ok, 4-2-3-1, 99, Pele, 91, Lidmanen, Rodrigo, Royce. Bună formație, interesantă echipă de Hea în poartă, o să fie greu de trecut. Oh! Făcut tackling singur ăla al meu acolo. N-am apus, îmi pare rău că n-am controlul pus pe ecran. Făcut tackling singur bolovanul. Frumos pentru Perisic. Am echilibrat acum partea puțin. Hai cu gol, hai cu gol, hai cu gol, ce atac superb, cu gol, mă. Bine, 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 tackling. Hai, du-te din nou, du-te pe viteză, Onyekuru. Bine, mă! Vine, mă! Vine, mă! 2-1 acum! Vine, mă! Super fază! Haide, Perisic! Perisic! Cu golul 3-1! Ce fază minunată! Ce contraatac! Ce voleu a lui! Ivan Perisic! 3-1, minutul 45! Și acum, atenție la kick-off! Atenție la kick-off! Lungă centrare pentru Perisic. Perisic face senzație. 4-1, frate. Bine, mă, boez, mă. Lindelof. Maradona. Înapoi, Perisic. Am început să trag așa din toate pozițiile. Simt că meci al meu la 4-1. A ieșit, ok. Încă o victorie importantă și mergem în semifinale. Semifinale, băieți. 4-2-2-2. 88 chemistry, ok. Împărare decentă. Nu e specială, e doar decentă. Mijlocul cu Allen și Koulibaly, ok. Rashford, Vardy, Lingard în atac. Cred că are și câteva super schimbări. Hai, Cruze! Hai, Cruze! Cum arăta de acolo? Incredibil! Wow! Poate cu capul acum cineva? Da, mă, asta e 1-0! Minutul 11 sau 12? 11 a fost! Bine, mă, băieți, mai atent acolo! La lung încă una? Bară, nu te cred! Nu te cred că am dat bară de acolo!
frumos. Mertens, 2-0 între 24. Am desfăcut apărarea foarte bine. Oh, ce șut acolo, 2-1, ok. Hai Maradona. Hey, penalti, ref. Desfăcusem bine, hai, oricum îl dăm cu ochii închiși. Hai să vedem ce se întâmplă. Gol! Îl dăm cu ochii închiși pentru că oricum nu prea contează, oricum mutăm decât puțin din analog și știu, e reflexul făcut. Să las reluarea doar pentru a vedea cât de bine sau cât de prost am văzut, cum s-a dus mingea, asta e puțin. O să aproape de bară? No, lângă centru. Ai Maradona, n-avea ce să facă acolo, era cu dreptul totuși. Era dificil de făcut ceva. Căpățână. Da, 4-1. Eu l-am văzut pe adversarul ăsta ce făcea. Ceva foarte ciudat la corner, nu prea se apăra acolo la pasă scurtă. El muta jucătorul lui în atac, în speranța în care eu nu dau gol. De fapt, făcea un plan, eu nu dau gol și el se duce pe contraatac. Hai Cruz. Oi, și portarul ăla, mă, iar. Ok, băieți, 4-1. Am depășit așteptările. Ne ducem în finală cu acest draft făcut de AI. Hai băieți, marea finală contra unui 4-2-3-1. Full cam, 99 Ronaldo, 92 Socrates. Virgil van Dijk, fundaș central. Dacă reușim să câștigăm acest draft, această finală, suntem eroi. Ce super fază facem! Salvează Loris, băi, ce bine îl desfăcusem, păcat, mare păcat. A, și-a ridicat-o pe centrare, aia acasă, gol. S-a văzut. Băi, noi ratăm și el de gol, asta este. Ăla e mă, 1-1. Bine mă. Bine, aici. Nu te cred, ce ocazie, Mertens. Superb făcută faza. Senzațional atac. 2-1. Hai, rămâne concentrați. Hai mă, băieți, mă. Normal că am luat direct din kick-off. Autobaza ta preferată. Ce-ți place să pui autobaza? Desfăcusem. Îmi place să stea pe autobaza lui. Căpățâna cineva? A scos de pe linia porții, frate! Deci l-am dominat pe ăsta, de l-am zăpăcit, jucat peste el multe clase. Bine, intercepție, bravo! Nu Perisic! Cum să tragi așa, mă? Ei, fault ăla! A fost fault toată ziua, bună ziua, a fost fault acolo. Trecusem și m-am pins. Nu mai zic nimic. Bar acum, nu mai zic nimic. No, a doua bară, nu. Nu mi-a lăsat ultimul atac, mergem la penaltiri. Meci
pe care l-am dominat de-al capul al fine. Nu mai e absolut nimic de zis aici. Absolut nimic, băieți. Absolut nimic de zis. Două bări în prelungire, alte ocazii, singur cu portarul. Împotriva unei echipe mai bune, adversarul a fost decent, a fost bun, dar mult peste el, mult. Trebuia să fie gata meciul de mult, de mult, de tot. L-am dominat. Și cu acest challenge, țineți cont, și cu, având un challenge foarte dificil în care AI-ul ne-a completat echipa, am reușit să ajungem în final și să dominăm clar adversarul. Clar, clar, clar. Meciul trebuia să se termine, nu trebuia să ajungă la penalti. Statisticile vorbesc de la sine, 10 șuturi la 6 spre poartă. Noi avem din ăștia 10, 2 de fapt sunt pe poartă, că au fost bară, dar nu ți le ia drept șuturi pe poartă. Dominat clar meciul. Hai să mergem să vedem premiile. Păcat, asta e. Ce să faci, nu te lasă jocul, nu te lasă echipa, n-ai ce să faci. Premium Gold Pack și Jumbo. Jumbo Premium și Premium Gold Players Pack. Hai să deschidem Premium Gold Players Pack, primul. Am primit aici la Objectives. Hai mă, lasă-mă cu sniper, ăsta nu mă interesează. Băieți, voi ca de obicei nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Vedeți că pe Instagram o să fac încă o serie de... voi îmi alegeți... jucătorii din draft, abonați-mi aleg jucătorii, deci urmărește-mă pe Instagram /Ovidiu Pătrașcu. Linkul o să fie bineînțeles și în descriere, este de discard. Lăsați un like la acest clip dacă v-a plăcut cum am jucat totuși. Ținând cont de challenge, cum ne-am descurcat, cum am jucat, lăsați like-ul, hai să încercăm să ajungem la peste 6, ar fi absolut genial. Ne pică un Bordeaux, un croat, atacant central, Kramaric. Ok, băieți, cam atât pentru astăzi. Vă pup o viță. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!